Cum zici că scriu urât? Așa scrie Word-ul sau scriu urât de mână? Scriu urât de mână. Da. Cum ai zis, că scrisul meu e probă de admitere la, sau la farmacie, la final? Da. Eu tot timpul nu știu de ce am impresia că îți complici farmaciștii cu medici. Adică medicii scriu ceva ce tu nu înțelegi, nu? Da, și la zi... ăsta de aia scumpă. Da. Și ele imediat, a, 4 cutii, a, 30 de bucuri, a, știi? Dar doamna, ăla-i T sau-i P? E R. E R. Dar ceea ce știm sigur este că suntem la cafeaua de după. Bună dimineața și bine v-am găsit în luna lui Gustar. Gusti, fostul meu elev bodyguard în Juc, l-am întâlnit pe Ratuc ca să rimeze. Bă, și puternic el. E boxer, nu, s-a realizat omul. Și de obicei, acum în Cluj nu să mă laud. Am unii fani între șoferii de autobuze care îmi fac semn când mă urc, când mă zice, compostați biletul că-s bocteri. Deci asta, pe mine, asta îmi place cel mai mult, asta înseamnă... Da, da, asta, de mic am muncit să-mi fac vedetă, să... Deci și... autobuzul da, gratis. Gratis, 3 lei, bă, 3 lei dai, nu ei, și culmea când urc și mă vizează bocter, lăsați domnul Bendea, și îmi zice un bocter, dacă tot am început... Ce domnul Benia zice, pe una s-o dau jos, că n-avea bilet. Și ce mi-au arătat tatuaj. Iubesc bocterii. Bă, cum e asta? Iubesc bocterii. Ah, bă, lângă Bonțida Fever, iubesc bocterii, îi în top. Și bodyguardul ăsta, Gusti, fost elev, m-a recunoscut să trăiți, domn profesor, ce faceți? I-am arătat mesaj pe telefon că am plătit cu cardul. Dar zic, chiar era? A, lăsați-ne, că și dumneavoastră ne controlați tema. Bă, schimbarea la față. A trecut 6 august, parcă e un pic mai suportabil aerul. De acum nu mai aveți voie să faceți băi în râuri. Așa zice tradiția, că după 6 august poți să faci de peturi, băi, în râuri. Băi, coi. Băi, băi, ați prins? Catena. A avut iară campania vara asta până acum în iunie. Catena te trimite la băi. Imaginea Fuego. Îți dai seama că te duci la băi la Herculane și e acolo Fuego. Băi, băi, ci că un șef de TSD, de organizație TSD, Tineretul Social Democrat din București, care toată viața lui și așa scurtă de când a lucrat, a fost bugetar și a cumpărat Tesla. Acum mai urmează să-și ia și ciocan și secure și daltă și să se apuce de muncă, ceva să lucreze și el. Tesla nu, nu, mașina de aia costă de aia. Nu i-ar da Dumnezeu stații de încărcare. Economia e la pământ, avem noroc cu videocetul. Din videocet suntem pe primul loc în lume la videocet și se încasează niște impozit, ni se salvează economia. Vezi că dai din craci. Până la urmă, cea mai veche meserie din lume, noi o facem, dar o facem cu succes. Că, nu, de unde și până unde. Ai dacă se legalizează dacă... și prostituția, sigur ieșim din... Păi se legalizează, nu vezi că avem și Senat și Camera Deputaților, nu se face numai o cameră singură. În schimb, la artizanal stăm bine. 30% a crescut producția la bere artizanală și 50% s-o băute, bere roșie, bere roșie, pale, ale, nu știu. Tăi, vă la festival cu sortimente de astea, nu înțelegi nimic din berile alea artizanale, știi? Dar e fain că, nu, ca să iei de mâncare trebuie să iei o bere, știi? Și apoi mergi cu copiii și zic, tati, tati, ia-mi o bere. Ce ai zis, mă? Ia-mi o bere că mi-e foame. Macron a băut o bere, președintele Franței a băut o bere cu niște ruibiști, a băut o bere în 7 secunde. Bă, comentarii de alea, că ce exemplu rău o dat. Ce exemplu rău o dat? Că vara cum vrei să se bea berea? Ca pe apă. Dacă mai stătea 7 secunde, se încălzea. Eu nici eu nu mai stau, că v-am încălzit destul. Răcorire plăcută când vedeți a doua oară această cafea de după. V-am salutat!